E ok? Mi-a venit ideea după ce am avut o consultație cu o clientă, cauzele fragmentării sufletului. Și tema de mâine, iubirea de sine în relația de cuplu. La un anumit nivel, temele sunt legate. O să înțelegeți și de ce. Și am să încep cu tema de astăzi, despre cauzele fragmentării sufletului, mai precis situațiile în care sufletul se fragmentează. Pentru că este foarte important, am să mă așez, pentru că simt nevoia să fiu la același nivel ochi în ochi. Se aude. Mai așa. Eu cu tehnica. Spuneam că aș vrea să vorbim astăzi despre situațiile în care sufletul se fragmentează. De ce este oare important să știm situațiile și cauzele fragmentării sufletului? Sună așa într-un fel, domnule, deci cum să-ți fragmentezi sufletul? Că eu am sufletul întreg și dacă nu l-aș mai avea, ce s-ar întâmpla? Exact ce mi se întâmplă în viața de zi cu zi. Adică stați liniștiți că, nu știu, n-am văzut pe cineva care să aibă chiar întreg. De ce? Pentru că suntem oameni, pentru că trăim, pentru că experimentăm o gamă variată de emoții, de stări și de acțiuni în viața asta pe pământ. Deci e în regulă, da? Că suntem astăzi aici să aflăm despre această temă. Ce se întâmplă în momentul în care aflu despre situațiile și cauzele prin care sufletul se fragmentează? Capăt mai multă conștiință, pentru că poate până acum sau și de acum înainte, pe parcursul conferințelor, o să auzim despre conștiință și conștiență și despre evoluție spirituală. Cum se produce evoluția spirituală? Cum evoluezi? Evoluezi lărgindu-mi conștiința, adică conștiință, cu știință. Cu cât am mai multă știință, cu cât înțeleg mai mult din ceea ce mi se întâmplă și sunt conștient de asta, asta face ca acel șarpe kundalini sau acea energie, fiecare în funcție de percepțiile fiecăruia, se produce evoluția. De aceea este important, pentru că sunt convinsă că dumneavoastră sunteți astăzi aici pentru că aveți nevoie să vă lărgiți conștiința. N-ați fi dacă nu v-ar interesa situațiile sau cauzele în care se fragmentează sufletul. Da? De-aia m-am gândit că este foarte important. Sufletul este suma tuturor programelor divine pe care le-am primit de la Creator în momentul în care ne-am întrupat și nu numai. În momentul în care vin în această viață, fiecare vine cu partea lui de suflet, fiecare primește suta lui. Asta înseamnă că pe parcurs ce încep să experimentez, să trăiesc, să am experiențe, să am relații, pentru că în relații veți vedea, voi enumera câteva, o să încerc să acopăr toate situațiile și cauzele. Pe măsură ce încep să relaționez, vrei, nu vrei, tot dai din suflet. Și am să vă povestesc ce s-a întâmplat când am ajuns eu ieri acasă. În prima secundă când am deschis Facebook-ul, maestru drag, Dragoș Ardișanu, înregistrarea despre când se pierde sufletul, în ce condiții, înregistrarea de la Ploiești, zic. Băi, deci chiar vorbesc despre ce trebuie. Da, din suflet pierdem sau acesta se fragmentează tot timpul, pentru că, repet, suntem oameni, adică nu suntem cu mai puțin evoluați sau cu mai mult evoluați, dacă pierdem sau nu din suflet. Asta se întâmplă în mod firesc, însă important e să știu cauzele. Sunt două cauze, de fapt sunt două abordări. Situațiile în care s-au manifestat pot fi din vieți anterioare,
și am venit cu sufletul acesta cumva în datorie, ceea ce ar trebui să fac eu în viața asta ca să-mi recuperez acele părți de suflet pierdute, fragmentate, înțepenite sau blocate, pentru că se mai folosește și acest termen. Deci, odată am de lucru cu fragmentele din viețile trecute și cu aspectele de suflet fragmentate și, doi, aș avea de treabă, dacă aș fi conștient, cum și în ce situații îmi fragmentez sufletul în această viață. Și atunci, lucrând pe cele două paliere, pe cele două planuri, la un moment dat, îmi place să spun că o să reușesc să îmi adun cât se poate de mult din aspectele de suflet, astfel încât să fiu mai întreg. Pentru că dacă la nivel de suflet tot scade valoarea, adică aura mai este spartă și cumva părți din aspecte, fragmente din sufletul meu sunt prin alte părți în timp și spațiu, inițial nu-ți dai seama, dar îți apare dorul, îți apare neiertarea, îți apare mila. Să știți că și pe iubire și pe ură se pierde din suflet. Nu doar pe aceste stări emoționale de frecvență mai joasă. Pe atașament se pierde din suflet. Și atunci important este ca eu în această viață să conștientizez, pentru că în momentul în care am înțeles cum fac asta, o să am grijă să-mi aduc înapoi tot conștient acea parte de suflet. Și cineva oftează, știu, dar cu toții experimentăm aceste trăiri. E cineva care nu experimentează atașamente în relații sub o formă sau alta? Da, pentru că suntem oameni și pentru că la nivel de suflet am ales să venim în această lume să experimentăm diferite forme, diferite lecții. Principala cauză prin care sufletul se fragmentează este trauma. La un anumit moment dat, sufletul este influențat, este impactat de o anumită traumă, traumă emoțională, puternică, ca pierderea unei persoane dragi, deces, accident, poate chiar negarea unei anumite părți din noi. Se produce traumă, se produce fragmentarea sufletului, iar această bucățică se duce fie către cel de care suntem legați prin atașament, fie rămâne undeva în spațiu și timp, sub o formă de fragment de suflet inconștientă. N-am să intru astăzi foarte mult în această teorie, și doar știm că acea parte nu are suficientă energie ca să se unească cu, să vină înapoi. Și tu tot începi să zici, măi, nu mai am echilibru emoțional, parcă nu mă mai pot controla, parcă mă enervez mai repede, parcă pierd controlul, firea, uite, nu pot să-l iert. Băi, orice ar fi, simt un pic de invidie. Mi-e milă de nu mai pot de el, dar mai bine ți-e milă de tine, că i-ai dat jumate din sufletul tău și el are nevoie doar de sufletul lui. Oamenii au nevoie de sufletul lor. Oamenii nu au nevoie de sufletul nostru. Sună într-un fel, dar serios. Și, de exemplu, iarăși, relații dezechilibrate, în care relațiile toxice, relațiile de dependență, dacă eu le tot enumăr, pentru că sunt sigură că în mintea fiecăruia dintre dumneavoastră fac click situațiile sau cauzele în care acum începem să devenim conștienți. Și văd, uitați cum se aprind beculețele. Divorț. Situații în care
doi oameni vor să se separe, unul vrea, unul nu vrea. De ce nu vrea celălalt? Pentru că, păi, tot mi-e dor de el. De fapt, ți-e dor de partea de suflet care ai lăsat-o la celălalt. Da? Ceea ce ar trebui să faci este să-ți iei conștient înapoi și asta se produce pe iubire și pe compasiune. Deci o să înlocuim mila cu compasiune și iertarea, și prin iertare ajungem la iubire. Că mulți spun, da, dar nu pot să-l iubesc, măcar iartă-l. Și în fel, pentru că prin neiertare ții legat de tine cealaltă persoană printr-un string energetic și se fac schimburi la nivel de suflet. Tu preiei, tu dai din sufletul tău celuilalt și celălalt preia aspecte și fragment de suflet de la tine. Și în felul acesta vrei, nu vrei, rămâi legat. Un alt exemplu este relația, triunghiul karmic, victimă, agresor, salvator. Asta este triunghiul karmic, în care, mâine o să vorbesc mai mult, în care sunt relații, aș îndrăsni să spun din perspectiva terapiei prin regresie, pentru că eu am văzut lucrurile astea, sufletele s-au înțeles sub o formă de contract să experimenteze pe mai multe vieți o anumită lecție. Și atunci ei se tot înțeleg. Tu, asta sunt eu agresor, tu ești salvator, ălalt e victimă și invers. De ce? Pentru că în felul acesta experimentezi întreaga paletă de emoții. Pe orice formă de abuz se pierde din suflet. Și aici voi enumera violență, viol, opresiune, constrângere, întemnițare, abandon. Da. Exil, înfometare, război. Momentul în care ai avut o experiență sau mai multe în viețile anterioare de moarte traumatizantă, moarte care s-a produs subit, moarte insuficient procesată și iarăși vă spun că am văzut lucrurile astea, sufletul aproape că nici nu-și dă seama că a murit și rămâne undeva într-un plan astral și continuă să facă ceea ce făcea, creându-și o lume imaginară. Aici vorbim despre aspectele de suflet fragmentate din vieți anterioare. Astfel de exemple sunt multe. Nu suntem foarte conștienți de ele decât atunci când poate te întâlnești cu cineva care ar putea să recunoască acest fragment și spune, uite, am putea să lucrăm pe subiectul acesta. Dar nu știu, aș îndrăzni să pun o întrebare. Dacă ar fi să alegeți conștient, care din variante vi se pare mai ușor de, mai pământean așa, mai ușor de abordat, fragmentele din vieți trecute sau cam cum se fragmentează în viața asta sau cum se pierde din suflet, ca să sune mai armonios? Din viața asta. Da, pentru că trăim experiența asta. Deci, așa cum spuneam, pe atașamente, pe relații, pe relații toxice, pe triunghiul victimă, agresor, salvator și dacă aveți în jurul dumneavoastră, sau dacă sunteți într-un astfel de triunghi, victimă, agresor, salvator, eu întâlnesc mai nou foarte multe persoane care spun, dar eu vreau să ajut, eu vreau să salvez, mie îmi place să ajut, eu vreau să fac numai bine. Bun, și în ce postură ești tu față? De-aia am și ales să stau așa, la același nivel cu dumneavoastră, pentru că, de regulă, salvatorii, acum o să fie așa, un pic dureros, dar salvatorul, de regulă, se poziționează pe o poziție de putere, pe o poziție de superioritate. Eu sunt mai puternic, eu pot, tu ești mic și slab și trebuie să te salvezi pe tine. Nu știu dacă o să vă mai doriți să mai salvați pe cineva. Cred că pe noi și ne-ar trebui să ne salvăm în primul rând. Bun, sper că se întâmplă niște click-uri acolo pentru fiecare, niște insight-uri.
Pe relațiile intime se pierde din suflet, în sensul că partenerii în primul an de viață fac schimb major de suflet unul de la celălalt, însă asta este absolut firesc, așa cum între copil și mamă se întâmplă o pierdere masivă de suflet. Dată voluntar, conștient, eu pot să vă certific de fiecare dată când sunt cu bebelușa mea care are un an, aproape că aș putea să calculez, acum se duce 5, 10, 15, e mult, dar simt, da? Deci lucrurile astea se întâmplă și sunt firești și normale, doar că în momentul în care stabilim relații armonioase și nu de dependență, îți retragi conștient înapoi acea parte de suflet care s-a dus pe poziție de salvator sau că ți-a fost milă sau că nu poți să-l ierți, da? Deci, vorbim despre cauze și situațiile în care se fragmentează în viața asta, dar învățăm să ne și luăm înapoi partea de suflet conștient, pentru că putem să facem lucrurile astea. Și redăm libertatea celuilalt, pentru că în felul acesta eu mă eliberez de celălalt și celălalt de mine și fiecare stă în energia lui și în câmpurile lui. Fără să ne mai influențăm ritmurile vieții și viața de zi cu zi. Pentru că, în realitate, tu ești întreg complet dacă ești doar tu cu tine în câmpurile tale și în sufletul tău. Tu nu ai nevoie de sufletul celuilalt. Eu tot repet asta ca să se știe că e important eu cu mine și e despre mine în viața asta. Nu este despre ce mi-a făcut celălalt, nu este despre ce mi-a zis, despre... Da? Este despre mine. Și atunci... Când înțeleg asta, tot ceea ce este la ceilalți îmi retrag conștient și aduc în mine. Am eu o vorbă, ce faci? Mă centrez. Adică îmi iau înapoi. Pentru că, hai să fim sinceri, mă uit aici, sunt majoritatea femei și domn pe care îi salutăm, însă femeia, așa cum place mie să spun, ține echilibrul casei și femeia vrea, nu vrea, se oferă în multe direcții. Copiilor, soțului și altor persoane. Gospodăriei, a spus foarte bine doamna, și iarăși mi-au venit niște cauze în minte, dar sufletul nostru se poate fragmenta și poate rămâne atașat de anumite spații, de anumite zone, de gospodărie. Da? Mult din sufletul tău rămâne unde? Peste tot pe unde nu mai contenești să faci curat. O situație, mai multe cauze multiple de fragmentare în viața asta este copilăria. Și copilul nostru interior, fragmentat, înghețat, blocat, stopat, speriat, din anumite etape din copilărie, rămâne acolo undeva traumatizat și începe să se manifeste prin noi în anumite condiții. Cunosc persoane care nu mai încetează să se joace cu copiii. De ce? Pentru că în copilăria sa nu a avut copii cu care să se joace. Ca drept urmare, universul i-a dat niște copii frumoși, drăgălași și ce face? Își integrează copilul interior. Se poate lucra prin terapie, prin regresie, pe copilul interior, pe integrarea copilului, pe vindecarea și integrarea copilului interior și pe aducerea acestor aspecte de suflet înapoi, ca să fii întreg, complet și să fii în armonie. Putem să lăsăm părți din noi în copilărie, nu știu, la bunici. A fost cineva la bunici și tot amintește și tot retrăiește momente, sau poate nu la bunici, poate am avut un spațiu anume unde ne simțeam ca acasă, că multă lume spune, da? Sau există atașamente care s-au creat tot în copilărie și poate nu de mamă, ci de o bunică sau de un bunic. Vă rog frumos, luați-vă înapoi partea de suflet și eliberați bunicul, bunica, lăsați-i să se ducă întregi în lumină, da? Și noi ne luăm înapoi părțile de suflet. Foarte important este să-i lăsăm pe cei dragi trecuți dincolo, să se conecteze cu întreaga lor ființă și să le trimitem toată iubirea noastră, să nu-i mai ținem legați de noi prin
durere și prin milă că m-ai lăsat aici singur și tu te-ai dus. Să vedem dacă e vorba despre iubirea pentru ei sau despre faptul că noi putem să le dăm drumul. Astea sunt situații, da? De-aia vă dau așa exemple ca să înțelegem practic condițiile în care sufletul se fragmentează și cum părți din noi se duc la ceilalți și așa se creează legături în care nici noi nu le dăm drumul, dar nici nu ne lasă să trăim. Pentru că ne lăsându-ne să trăim, adică cum se întâmplă asta? Simplu. În viața ta tu începi să manifesti ce făcea bunica. Tu preiei din acele programe, da? Partea de suflet care vine de la bunica, de la bunicul, de la cineva, inclusiv de la modelele noastre, acea parte de suflet care vine la tine are niște programe pe care tu începi să le rulezi. Tu, de fapt, începi să trăiești viața celuilalt, atașamentului care s-a făcut de tine. Dar nu mai bine trăiesc eu viața mea? Nu știu, mă gândesc și eu. Eu de multe ori mă uit la oameni și încep să-mi spună, da, eu fac, eu mă descurc. Și spun, da, tu vrei asta? Băi, nu, dar trebuie. Dar cine făcea de la tine? Sau cam cum era în familie? A, păi mama era aia care și mama ta. A, nu, mama a murit, dar eu fac cum face mama, că știu că așa e bine și ăla a fost modelul, da? Bun. Ok. Ce-am vorbit despre neiertare. E delicat să dai iertarea în anumite situații, dar este foarte important să înțelegem că neiertarea ne ține conectați cu cel pe care sau cea pe care nu reușim să îl iertăm. Știu că la nivel teoretic toți suntem buni, toți suntem frumoși, toți iubim, toți manifestăm compasiune și vrem să evoluăm. Însă, în mod practic, doar dacă am iertat și am manifestat compasiune, părțile acestea de suflet ar ajunge acasă și îndrăznesc să spun că nu ne-am mai îmbolnăvit. Și îndrăznesc să fac asta pentru că neiertarea, în primul rând, se manifestă pe propria persoană. De fapt, în viața asta este vorba doar despre noi și situațiile în care sufletul acesta se pierde sau se fragmentează este, în primul rând, în situațiile în care tu nu te iubești pe tine, în care tu nu te ierți pe tine, în care tu te judeci, te critici și ți se pare că ești incomplet. În radiestezie, în consultație, se măsoară cât te iubești, cât te accepți, cât te înțelegi, cât te judeci, dacă ești în armonie cu corpul tău de femeie, cât te iubești pe tine ca femeie. Astea sunt situații pe care noi cât te accepți ca bărbat, cât respecti îți acorzi. Și are legătură ce spun eu cu tema mea de mâine, stima de sine. Pentru că dacă tu ai stimă de sine, dacă tu te respecti și te iubești, cumva toată realitatea ta se recreează și evident că ți-ai înapoi părțile de suflet, de acolo de unde le-ai lăsat în toate situațiile și viața ta devine mai armonioasă. Pentru că am vorbit atât de mult despre fragmentare și despre cum se pierde și situații. Este despre viața asta, am să povestesc. Eu nu mi-am făcut un speech anume pentru că pur și simplu știu că informația vine în funcție de ce are nevoie grupul, de aceea fac pauze și aștept să văd care mai sunt nevoile dumneavoastră. Sunt deschisă la orice dialog. Dacă aveți întrebări, chiar vă rog și vă invit. Ideal este să răspundem nevoilor și să înțelegem foarte bine despre bucățica asta de suflet, care este program divin și care este al nostru.
și de fapt nu ni-l poate lua nimeni, pentru că probabil unii dintre noi sau facem reiki, am mai auzit despre cum se fură sufletul, cum se leagă sau alte situații de genul acesta. Bine, nimeni nu poate să-ți facă nimic dacă tu nu-l dai de bunăvoie, pentru că culmea, în momentul în care îi spui în om, dar să știi că tu la un anumit nivel tu ți-ai ales aceste experiențe, tu ai ales să dai din suflet, nu, dar eu n-am vrut. Păi, o faci cu liber arbitru. Tu cumva inconștient, dar noi acum avem acest seminar minunat ca să devenim conștienți, da? De situațiile acestea. Bun, ca să recapitulăm. Copilăria este un moment foarte important când se poate pierde din suflet. De asemenea, la naștere se poate pierde din suflet. Am văzut și am participat și în sfârșit am avut experiența mai multor regresii și am văzut cum se face transfer de suflet încă din perioada embrionară de la mamă la copil și invers, când mama experimentează anumite emoții, iar sufletul fătului cumva înregistrează aceste emoții și se întâmplă acolo un transfer. De multe ori bebelușul ia decizia să-și salveze mama și începe să ruleze un program de salvator încă din burtică. Când mama înregistrează anumite traume, copilul alege, da, eu dau bucățica mea din suflet ca mama să facă față acestei situații și programul pe care îl rulează este că eu în viața mea o să fiu un salvator. Este... Și așa începe. Că mulți dintre noi ne întrebăm când încep eu să rulez programele astea, când am început eu. Îndrăznesc să spun că o parte din ele încep încă din perioada embrionară, continuă cu perioada copilăriei, continuă cu modelele pe care noi ni le luăm, pentru că avem modele, și îndrăznesc să spun, de terapeuți, de discipoli, de preot, de maestri, relația maestru-discipol, de preot, modelele. În general, modelele pe care noi ni le luăm, cedăm acestor modele din părțile noastre de suflet, spunând, eu ca el vreau să fiu. Și dai din puterea ta personală și îi dai din partea ta de suflet. Luați-vă înapoi puterea, pentru că dumneavoastră aveți tot ce vă trebuie ca să fiți orice doriți. Chiar nu e cazul să dați din suflet. Luați exemplu, luați ca model, asumându-vă că și eu pot să fiu tot ceea ce îmi doresc să fiu, fără să mă mai fragmentez. Și iarăși revin la stima de sine și la iubirea de sine, că dacă tu te consideri suficient de bun, dacă te respecti, te accepti, te-ai sigilat. Nu mai ai spături în aură. Dacă tu nu te mai judeci, dacă tu nu te mai critici. Și facem afirmațiile pozitive. Mă iubesc, mă accept, mă respect. Se produce sigilare. Nu mă mai fragmentez. Pot să discut cu cel din fața mea la nivel admirativ, fără ca să mă mai pun singur. Nu ne pune nimeni în rolul. Noi ne punem prin alegerile, prin credințele și prin concepțiile, prin programele pe care ne rulăm. Nu că ăla m-a agresat și eu acum sunt în postură de victimă. Tu singur te pui, pentru că tu nu te consideri suficient de bun sau tu începi să judeci. Este foarte simplu. Pentru că mă uit și mai am undeva 10 minute, am să concluzionez, pentru că aș vrea să fiu extrem de practică. În viața asta, totul se reduce la mă iubesc, mă accept, mă respect, las judecata deoparte. Îmi sigilez câmpurile în momentul ăsta și mi-aduc acasă tot
toate părțile de suflet, peste tot. Pentru că este despre mine. Dacă eu mă iubesc, mă accept și nu mă mai judec și nu critic, automat nu o să o fac nici în exterior către ceilalți. Și atunci părțile mele de suflet stau cu mine ca să îmi pot eu manifesta toată creativitatea și toată divinitatea cu care am venit în viața asta. Asta este una. Este despre viața asta. Iar ceea ce privește experiențele trecute, sunt mai multe situații în care sufletul se fragmentează. Sunt iubiri neterminate. Asta este tema de mâine, care vin cumva la manifestare și e ceea ce se întâmplă în zilele actuale. Sunt multe situații, sunt atașamentele care se formează din vieți trecute și acestea se rulează prin noi, fără ca noi să ne dăm seama și ajungem să trăim viețile altor aspecte din noi. N-am să insist foarte tare pe tema asta, pentru că sunt destule în viața asta. Pot să răspund la întrebări, dacă aveți. Vă rog. Da, pierdem suflet prin avorturi, prin toate formele de abuz, prin abandon. Eu de curând, eu am un stil în care, sincer, aș vrea, e destulă viața asta cu tot ceea ce ne oferă. Nu vreau să mă duc mai mult pe toate emoțiile astea negative și pe toate... Sunt multe situații, tocmai le-am enumerat. În general, dacă mă iubesc, mă accept și nu mă mai judec, dacă consider că este bine, este perfect așa cum este, bine, fără să negăm partea de umbră și de întuneric. Pentru că, iarăși, se pierde din suflet atunci când se întâmplă negarea unei părți din noi, atunci când ne negăm pasiunile, atunci când cumva fac o facultate sau o școală, de ce? Pentru că și am situații, chiar am, din păcate, vara, când se dă bacul, vin tinerii să măsurăm dacă facultatea care și-a ales-o e potrivită pentru ei. Și zice, și eu aș, uneori vin și cu părinții, bun, dar cine ți-a ales domeniul? Păi, nu știu, dar mama îmi place și poate că suntem pe tradiție de medici, atunci tot trebuie să fac medicină. Și zice clar măsurătoarea că păi, nu prea o să faci lucrul ăsta. Ajung copiii să facă școli, facultăți și cumva frustrarea e atât de mare a părinților pentru că am investit atâta în el și el nu face școală pentru care am investit eu. Bancul mai este nefericit și începe să ruleze un program de frustrare și de nefericire în toată viața lui. Și atunci stai să te gândești ce-i mai bine, să-l las liber, să facă să aleagă la nivelul nevoilor sufletului lui sau trăiesc eu prin el, inducându-i să trăiască și să facă alegerile pe care eu la momentul meu de tânăr n-am putut să le aleg. Adică, cu alte cuvinte, inducem copiilor noștri să trăiască viața, experiențele pe care noi nu am putut să le trăim. Într-un fel sau altul ne vindecăm prin ei, dar mai bine ne vindecăm noi ca să le rămână lor mai puțin. Fiecare își face alegerile proprii. Dacă mai sunt întrebări. Ori am fost foarte explicită, ori am bătut câmpii. Spuneți. Sufletul se poate aduce înapoi în mai multe forme. Eu, bun, prin Reiki, prin alte terapii, prin radiestezie, doar că eu personal am făcut și Reiki și radiestezie și fac și mai nou, în ultima perioadă, studiez terapia prin regresie și fac.
Consider că vindecarea, că de fapt despre asta este vorba, dar despre a vindeca o anumită situație, anumite emoții, vindecarea se întâmplă atunci când și înțelegi ce ți se întâmplă. Pentru că înțelegând poți să schimbi anumite credințe, să... Totul este program. Programezi și deprogramezi, reprogramezi. Dacă tu aveai credința că îți aduci sufletul înapoi, da? Dau o situație. E greșit să, nu știu, condamn pe cineva care se spală duminica pe păr. Dau și un caz banal din ăsta. Da? Automat, poate o bucățică mică din sufletul tău se duce la persoana aia. De ce? Pentru că credința ta este că e păcat. Da? Tu ai judecat. În momentul în care judecăm, intră în simbioză cu celălalt și atunci se face transferul. Cum aducem sufletul înapoi? Schimbând credințe. Iar asta trebuie să deprogramezi și să reprogramezi. Terapie prin regresie. E simplu. E... Din punctul meu de vedere, în acest moment pe care eu îl experimentez, este o terapie extrem de vindecătoare, pentru că despre asta este vorba, despre a vindeca și a integra. Și pentru că suntem la festival de spiritualitate, este să-ți extinzi conștiința cât mai mult. Cum? Cu știință. Combinat cu celelalte terapii, cu Reiki și cu... Sunt și alte terapii, așa că n-am să le număr pe toate, fiecare ce simte să lucreze și să experimenteze. În regulă. Sper că am fost... am răspuns nevoilor noastre vis-a-vis de cauzele fragmentării sufletului și situațiile în care acesta se întâmplă. Pentru că m-ați întrebat cum aducem sufletul înapoi, asta este tema pe care am ținut-o în primăvară, dar putem să discutăm, sigur că da, metode. Doar am vrut să fim conștienți că dacă lucrurile astea trăim viața de zi cu zi mai împământați așa și mă abțin să mai dau de la mine, lucrul ăsta o să mă ajute și o să fiu mai armonios și în felul ăsta pot să stau... Apropo, în momentul în care se întâmplă terapie sau în momentul în care un profesor predă, profesorul în prima fază dă de la el, dă din SN, din suflet, până când elevul integrează informația, după care cei care știu și în cunoaștere își au acea parte de suflet înapoi. Terapia se întâmplă pe același principiu. Deci în momentul, sau chiar și o cafea, știți că eu am o vorbă, lumea zice, știi, vreau să vorbesc cu tine, zic, ok, vine la mine la o cafea. În realitate, evident că nu bem doar o cafea. Acolo se întâmplă un transfer de suflet și de informație și energie. Așa că dumneavoastră să fiți conștienți că atunci când mergeți să vorbiți cu un terapeut și vi se pare că el nici măcar nu v-a făcut mare lucru, poate doar a râs cu dumneavoastră. Aia se cheamă tot terapie, pentru că la nivel de informație dumneavoastră v-ați dus setați la nivel de intenție să luați. E adevărat? Te duci să iei. Ce vezi tu? Iar celălalt, ca terapeut, și-a setat intenția să facă ce e potrivit pentru tine. Observați că n-am spus să te ajute sau să te salveze. Bun. Deci și astea sunt situații și cazuri în care faci schimb de suflet și cumva situațiile acestea, aș spune că este schimb de suflet, nu este chiar o fragmentare. În fragmentare pleacă fragmente mai mari sau mai mici. În funcție de cât de puternică este emoția ta și cât de mare este dependența. Așa cum spuneam, la ceilalți sau în anumite spații sau în anumite momente din timp. În speranța că am răspuns nevoilor sau întrebărilor dumneavoastră, vă aștept pentru lămuriri, pentru detalii sau pentru o cafea. La stand,
și la cabinetul nostru. Vă mulțumesc mult, sunteți minunați!